incredibil. Ricardo și Raluca s-au despărțit, după ce concurentul de la Puterea Dragostei a aflat de la televizor că ea s-a împăcat cu fostul. Situație incredibilă la Puterea Dragostei. Ricardo a povestit cum s-a despărțit, de fapt, de fosta sa prietenă, Raluca. O situație incredibilă a avut loc la Puterea Dragostei. Ricardo le-a povestit celorlalți cum a aflat, practic, că a rămas fără iubită. Totul s-a produs după ce Ricardo și Raluca au ieșit din emisiune și au mers într-o vacanță în Grecia. Apoi, la scurt timp, Raluca a venit la emisiunea Teo Show însoțită, evident, de fostul ei prieten, actualul ei iubit, Origen. Ella, de Raluca nu ție dor semnul întrebării cum Ricardo, nu, ce întrebare, Ella, nu știam de unde și până unde. Ella, mi-a venit așa cum Ricardo, ea nu dansa, ea stătea. Raluca stătea acolo și leșinea măcar, Manuela trebuia să leșine acum, să vină ambulanța. Ella, dar nu ți-a venit dorul de ea semnul întrebării cum Ricardo, mi-a greșit foarte mult Raluca mie, în afară. Adică să aflu de la televizor că s-a împăcat cu fostul și mi-a spus și Timina niște lucruri. Dacă e să mă întâlnesc, uia o să lămuresc, de ce a făcut asta, la Teo Show. Eu trăiam cu impresia că sunt cu ea. Roxana, păi ea s-a despărțit de tine pe televizor semnul întrebării cu Ricardo, dar o pun Roxana, Doamne ferește! Livian, Ricardo nu ar trebui să vorbească despre fostele relații.